fatto noi, se ne c'è stato, si può dire anche le noi le altre che le facciamo. Atât pentru cei care au cunoscut această persoană înainte, dar și pentru cei care nu au cunoscut-o, avem niște cohorte care evidențiază diferența foarte, foarte mare. Implicarea dumneavoastră în reabilitarea copilului ne-a ajutat pe noi să eliminăm niște factori care afectau foarte grav siguranța copiilor, reușind astfel să îi protejăm, ceea ce noi considerăm că este cel mai important. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi în numele copiilor, al părinților și al cadrelor și vă rugăm să primiți un semn de cunoștință din partea noastră. She knows who's really important. She is quite important. Thank you, Mayor. Thank you, Director. It's a privilege for me to be here today to represent the President of the United States and the United States of America. My President Barack Obama began his career as a community organizer. Președintele Barack Obama și-a început activitatea lucrând pentru comunitate. And his job was to help rebuild communities and help communities develop their full potential. El a ajutat la reconstruirea comunităților și a ajutat comunitățile să-și dezvolte întregul potențial. And I think he believes that that's some of the most important work he's ever done. După părerea mea, crede că acelea au fost activitățile cele mai importante pe care le-a făcut vreodată. And he did it in the big city of Chicago, Illinois, in the United States. Și-a desfășurat activitățile în orașul Chicago, în statul Illinois. And it's a great privilege for me, and it's one of the most important things that Libby, my wife, and I do, is help communities like this rebuild themselves and use American tax dollars to lend a helping hand to communities like hers. Și pentru soția mea, Libby, este un privilegiu să ajutăm comunități precum cea din Câmpia Turzii să se reconstruiască și să folosească fondurile americane pentru acest lucru. And there are people on the staff of our mission, Colonel Manning and Major Spurlock, who represent the U.S. Armed Forces, and it is their job to help me find these projects and to help use military funds to fund them. Există în ambasada SUA oameni precum Majorul Spurlock și Colonelul Manning care mă ajută să găsesc fonduri pentru a face astfel de activități. But I particularly want to point out Colonel McCall, who is from the military headquarters in Germany, and I've never met Colonel McCall. But she is the angel of Romania, as far as I'm concerned. Aș vrea să o menționez în mod deosebit pe doamna colonel McCall, care vine de la sediul forțelor armate americane staționate în Europa, din Germania. Până astăzi nu am cunoscut-o, dar pot spune că este îngerul salvator al României. It's her job to help
us identify and find the dollars, the money, to pay for all of the projects here in Romania. Ea este cea care ne ajută să găsim fondurile necesare pentru a plăti toate aceste proiecte desfășurate în România. Now the reason we do this is because the U.S. government and the U.S. military forces want to have a strong alliance with Romania as a part of NATO. Motivul pentru care desfășurăm astfel de proiecte este acela că forțele armate americane și guvernul SUA doresc să aibă o relație puternică cu guvernul României și Romania. And one of the most important NATO bases in this region is right here in Cantia, Turkey. Iar în Câmpia Turcii se află una dintre cele mai importante baze NATO din această regiune. And so we build and repair community facilities like this school because we want the people in the community to be strong and vibrant and be able to realize their dreams. Așadar, participăm la renovarea unor clădiri precum această clădiriță pentru că ne dorim ca oamenii, membrii comunității să fie puternici și să-și poată realiza visurile. And in so doing, we build stronger allies and strengthen our alliance, the NATO alliance. Desfășurând astfel de proiecte, ne asigurăm că avem aliați mai puternici și că avem o relație mai puternică în cadrul NATO. And there's no better expenditure or place to invest money than the young people that I'm about to meet. Și nu există un loc mai bun în care am putea investi banii decât grădinițe în care învață tineri precum cei pe copii pe care precum cei pe care îi voi întâlni imediat. And I'm going to go with the mayor today and we're going to visit two more places. Voi merge astăzi împreună cu domnul primar și vom vizita alte două grădinițe. And thanks to Colonel McCall, we will have expended over $330,000. Mulțumită datorită doamnei colonel McCall, am cheltuit peste $330,000 pentru aceste proiecte. Which is more than a million RON. Așadar, peste un milion de lei. In the three projects. We're proud to spend the money, and any American who was here would congratulate you and be proud that we are spending U.S. tax dollars to strengthen our friendship and help and lend you a helping hand. Suntem mândri că putem cheltui banii pentru astfel de proiecte și știu sigur că orice american ar fi mândru și v-ar mulțumi pentru că ne dați ocazia să realizăm astfel de proiecte. Congratulations and thank you. Felicitări și vă mulțumesc pentru invitație. Did the kids sit together like this? Yes, together. Here is the children of 5 and 6 years. So they sat together in tables like this? Together in table. Or
desks? On the floor. Or on the floor? Or outside. Venus. Even before the revolution, like, the settlement, this was the way it was always done? No. Before the revolution was another activity. And now more thing is new for us and for children. Yes, it's really good because our children must prepare for the future. Yeah, and we are in our curriculum a very important thing from outside, from Europe, from United States. We get all is good for children. What I'm noticing here is this is a way to develop teamwork. Yes. 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 Okay. And so, like, no. Yes. 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 Sir, I just want to tell you, it's really an ideal partnership for us. We were able to invest in the infrastructure of the building. The director and the teachers are very supportive and working hard to make the education better, and the mayor has been very helpful. So it makes this kind of project very easy for us to do. This building had a big problem with the security. It was sinking? Foundation. It's wet. Hey, Chapman. Haideți! Mișcă vântul frunzele! Ne lăsăm? Mișcă vântul frunzele! Se învârtesc mori Daniel. Așa zboară, iar eu trag meu. I did. I do volunteer work at a small hospital, and we sing that song every week. Except on Beer County Z. And she can also do the Three Little Pigs. You saw the pictures before and after. Amazing! Amazing! This is a beautiful school. Absolutely beautiful. And the children and the teachers and everything. It's a great project. You can see the children are very happy. Yes, yes. They're learning a great deal. Great support from the community. It's fantastic. The children are our future. Yeah, we are privileged to be able to help you do this. If you work to remain from different people, you can think about bringing Romania and running the States, what we do. I think we all do our best to just try to do best for our children. We all the world over. I think the only difference is they're Americans and we're Romanians. That's the only difference. This American kindergarten would look just like this. Absolutely. And the children would be just as happy and they would be getting a very similar education. We were talking about the importance of these type of actions for making a connection between Romania and the USA from the later point of view. Can you please tell us this? I think the reason we in America use American tax dollars to help you do this, and in this case we did over 300,000 US dollars, is because we want to help Romanians help themselves to become strong and vibrant community, because as your democracy strengthens, you become an even stronger ally to us, and we are very reliant on Romania, especially at this base here. This is one of the most important bases we have in NATO. So we want you to be able to sustain your families and to sustain this base.